atât din punct de vedere al atitudinii, cât și din punct de vedere al comportamentului și abilităților cognitive. Pe de o parte, pentru a nu crea o stigmatizare socială, pe partea cealaltă ne dorim să fie integrați, nu să meargă pur și simplu ca să parcurgă un proces în urma căruia să primească o diplomă. O diplomă, da. Aici sunt fotografii de la noi din centru, din camerele noastre. Grupul de socializare la un număr de 5-6 copii implică 4 terapeuți în cameră. La noi terapia se lucrează 1-1, așa se lucrează practic terapia. ABA. La grupul de socializare participă foarte mulți terapeuți, pentru că ne dorim ca fiecare să aibă parte de intervenția necesară la momentul respectiv. Aici sunt fotografii din curtea noastră și ei în parc, alături de 2 dintre terapeuți. Despre ce echipă vorbim în acest moment, din punct de vedere al specialiștilor care îi sprijină? În 2018 eram eu coordonator și 4 terapeuți. Este echipa cu care am plecat, pentru că vă spuneam că nimic nu a mai fost suficient și am decis ca o parte dintre cei cu care eu lucram la fiul meu să formăm o echipă. Dar făceam la domicili. Când în 2018 ne-am decis să înființăm asociația, pentru că mi-am dat seama că nu din lucru în privat, la domiciliul părinților, putem să schimbăm ceva în România și am intrat și noi în lupte alături de celelalte ONG-uri. Da. Am plecat la drum cu un coordonator, așa cum spuneam, și 4 terapeuți. Acum asociația are 11 terapeuți și 4 coordonatori. Toți cu specializări și cu acreditări. Aveam 10 copii. Demn de toată admirația și clar, pentru cineva care nu știe ce presupune acest efort și dumneavoastră ca mamă, nu putem decât să spunem jos pălăria. Mulțumesc din suflet. De ce am făcut-o și cum la naștere, ca să finalizez, este faptul că m-a durut la un moment dat că, indiferent unde ajunsese România peste ani și ani, povestea mea se repeta. În fiecare părinte cu care luam legătura. Ceva diferit, nu ca atunci când căutam și nu aveam, ci acum ei caută și nu găsesc, pentru că numărul copiilor cu autism crește de la o zi la alta, centre sunt foarte puține, iar numărul de terapeuți cu specializări corespunzătoare este foarte mic. Da? Și practic aceeași dramă o retrăiesc până când și astăzi părinți. După atâția ani. Și atunci am decis să facem asociația. Dar iată, după încă 3 ani de experiență, în care am trecut prin foarte multe cursuri, avem 70% din copii integrați în școlile de masă. Asta vreau să vă întreb, să vorbim despre aceste lucruri, nu să pară ca o laudă, dar chiar să se înțeleagă, tot acest efort duce la niște rezultate demne de admirat, da, nu? Da, avem copii care, 3 dintre beneficiarii noștri au depășit TSE-ul. Iată. Deci se poate. Se poate. Multă răbdare. Foarte multă răbdare, foarte implicare. Multă răbdare, noi avem o vorbă. Da. În lumea aceasta intri repede și rămâi pe viață sau pleci în secunda 2. Da. Pentru că e o lume fascinantă care te transformă într-un mic Dumnezeu. Prioritățile se schimbă, nu mai este atât de prioritar să găsim o rochicioară drăguță. Exact. Și devine poate foarte părea important așa pentru că copilul nostru, după o lună de zile, a spus un A. Și atunci, ce e mai frumos de atât? Și apoi drumul continuă. 70% din beneficiari, avem în moment de față 30 de beneficiari înscriși în asociația noastră și mai avem încă 20 pe care îi asistăm în județ și nu în județ, pentru că avem și din Gorj și din Olt. În Oltenia, să ne raportăm Oltenia. La Oltenia. Deci, concret, în centru nu este spațiu mai mult pentru cei 30. Doar pentru cei 30. Doar pentru cei 30. Dar pentru că din nou n-a mai fost suficient, ne-am extins ce puțin coordonatorii care au un nivel de pregătire mult mai avansat. Am început să luăm câte 3-4 copii din județ. Merg acolo. Consultanții, de 2 ori pe săptămână, de 2 ori pe lună, merg acolo. Deci, ați spus în Gorj. Avem în Gorj, avem în Olt, avem în Mehedinți, în Dol, și acum aș puncta, pentru că am copii din Olt care vin de la 20 Balșu și 50 Slatina și am copii din Calafat care vin de la 100 de kilometri, zilnic. Și este foarte dureros,
aproape că spunem, e din Dolj. Și celălalt e din Gorj. Dar face de două ori mai mult cel din Dolj. Avem din Dăbuleni, care sunt 80 de kilometri de Craiova. Și cumva toate lucrurile s-au resimțit din nou ca o presiune. Ceva din nou n-a mai fost suficient. Și atunci am stat, cred că de vreo 3-4 luni. Ideile au început să apară de vreo 6 luni, jumătate de ani, împreună cu echipa de bază. Și am zis ce putem să facem. A venit momentul să facem un pic mai mult. Intrăm în București, este o altă lume. Centre de renume, unde se lucrează terapie de calitate, foarte multe centre. Avem și noi terapia noastră, care este la fel de calitate. Da, da. Nu mi se pare drept pentru olteni să meargă la București să facă o evaluare de calitate. Nu mi se pare drept pentru olteni să meargă acolo pentru a li se crea un plan de intervenție. Nu mi se pare drept pentru olteni să se mute din Craiova, să meargă în București, să-și lase jumătate din familie aici, pentru că acolo se poate să facă terapie. Știți asemenea cazuri când spuneți de... Dar cu ei lucrez. Sunt părinți care trec și nu pot. Mă uit în ochii lor și mă revăd din nou în aceeași poveste, spunându-le, nu am loc. Lacrimi pe obraj. Deci cred că este un moment groaznic acela. Din nou, părintele ne retrăiește și retrăiește ca într-o bulă de timp. Cel puțin 10 secunde, trag aer în piept și o iau de la capăt. Ce să le spun? Nu am ce să le spun, pentru că mai sunt colegi care lucrează, doar că sunt foarte, foarte puțini. Și atunci, să merg uitându-mă în ochii lor, spunându-le, asta este, șoptea să meargă către București. Nici măcar acolo nu se poate face o evaluare de calitate, chiar dacă sunt cei mai buni specialiști, pentru că mergând cu un copil cu autism, la începutul drumului, până la București, 200 și ceva de kilometri, și să mai aștepți puțin, nu poți. Nu se mai poate numi o evaluare cu adevărat reală. Adică, clar, el este bulversat de la tot acest drum. Obosit, da. Exact. Și atunci ne-am gândit noi că este momentul să facem ceva. Dacă până acum mă ocupam de beneficiarii centrului nostru și am dorit foarte mult să mă ocup de partea de cursuri, ne-am gândit că a venit momentul să facem ceva mai mult pentru Oltenia, și anume să creăm din centrul nostru, să-l transformăm într-un centru multifuncțional și multidisciplinar, model în Oltenia. De ce multidisciplinar? Pentru că de foarte multe ori autismul vine asociat cu anumite probleme motrice și atunci este nevoie de un kinetoterapeut. Și chiar dacă nu vine cu tulburări motrice, probleme de coordonare, de motricitate la ei există. Clar, sunt, din simplu fapt că ei nu știu să imite. Și atunci cumva toate trebuie lucrate, într-un fel sau altul, pentru că este o abilitate lipsă, iar cu toții știm că la baza, prima abilitate pe care un copil mic o dezvoltă, la câteva luni, este imitat. Da. Cum vede la celălalt, el imită și atât. Întinde mâna. Așa e de ușor. Atât este de ușor. Este prima abilitate. Da. Practic, este abilitatea care stă la bază învățării tuturor comportamentelor umane, pentru că noi le observăm, ne naștem cu instincte, iar celelalte sunt dobândite prin observarea celorlalte, adică a imita. Ei nu fac lucrurile acestea. Deci, iată, aici este acel minus. Primul și minus pe care ar trebui să-l observe orice părinte. Foarte multă muncă în spate. Enorm. Și avem nevoie de kinetoterapeuți. Limbajul este cel mai deficitar. Sunt copii care se nasc cu ceva abilități și câteva cuvinte în repertoriu, dar sunt copii care nu au niciun fel de limbaj, ca să nu mai vorbim de comunicare, pentru că limbajul este doar o formă de comunicare. Exact. Limbajul non-verbal niciodată nu există și atunci avem nevoie și de ajutorul unui logoped. Am adus aminte că avem 3 copii care mi-au depășit tulburarea de spectru autist. Da. Ce se întâmplă după? Terapia va trebui continuată pentru că ei rămân, mai rămân anumite puncte tari, se numesc tari, puncte care sunt vulnerabilități pentru ei și ar trebui continuat cu un proces de psihoterapie cognitiv-comportamentală. Dacă până acum făceam terapie comportamentală, acum este nevoie să facem terapie cognitiv-comportamentală. Care este diferența între cele două? Da. E foarte important să înțeleagă atât părinții cât și colegii noștri. Terapia comportamentală se ocupă cu studierea comportamentelor umane. Observăm comportamentele, este o știință ABA care este cuantificată foarte, foarte bine în criterii bine stabilite. Intensitate, frecvență, durată. Dar îl observăm comportamentul. De ce? Pentru că un copil cu TSA nu ne poate spune la ce se gândește. Și atunci noi doar observăm comportamentul pe o perioadă de timp și în urma datelor colectate se stabilește care este procedura eficientă pentru gestionarea acelor comportamente.
Acum, depășind TSA-ul, ei învață să-și exprime gândurile. Și atunci, mai departe, ei pot să spună la ce s-a gândit când a lovit colegul. Da? Uh-huh. Și atunci trebuie să începem și să facem o restructurare cognitivă, adică restructurarea gândurilor. Până acum nu era suficient, pentru că nu era posibil. Nu era posibil. Pentru că ei nu puteau să-și exprime gândurile. Acum este motivul pentru care avem nevoie să avem și psihoterapeuți în acest centru. Avem specialiști, avem coordonatori, avem logopezi. Asta ne dorim, de fapt, să avem. Să aveți. Da? Kinetoterapeut. Kinetoterapeut. Și așa se creează o echipă multidisciplinară. De ce mi-o doresc într-un centru? Pentru că toți acești specialiști trebuie să aibă un numitor comun. Și anume să vorbim același limbaj. În mijlocul procesului de recuperare stă un plan de intervenție stabilit de către un coordonator consultant. El poate să identifice, el face evaluarea, identifică nevoile, stabilește planul de intervenție, care include atât partea de logopedie, cât și partea de kinoterapie, dacă este necesar și când este necesar psihoterapia, plus ce se întâmplă în terapia ABA. Acest consultant, coordonator, ține în mână, practic, toate aceste discipline. Da. De asta este foarte important ca noi să ne întâlnim frecvent cu echipele respective, să ascultăm în cadrul ședințelor lunare sau de două ori pe lună părerea fiecăruia și să vedem exact ce este mai departe de făcut. Este foarte important să facem lucrul ăsta. Asta ne dorim, cel puțin să fie un centru model. De ce model? Pentru că dacă noi putem, înseamnă că pot și ulterior, alte centri. Un alt plan pe care un alt proiect pe care vreau să-l să-l pun în practică este, am numit în echipa mobilă. Da. Echipa mobilă, vreau să creăm o echipă de 10 terapeuți ai centrului, formați de către noi, care atunci când un părinte vine și începe la domiciliu, pentru că nu are loc într-un centru, unul dintre terapeuții noștri merge o perioadă în cadrul echipei ca să poată să ajute noi terapeuți pe care părintele îi găsește, pe care noi îi vom trainui la noi între în centru, ca să poată să pună pe picioare terapia, bineînțeles, cu consultanță din centru sau de orice fel de consultanță reușim să găsim, pentru că acolo lucrurile stau foarte, foarte bine. Asta îmi doresc foarte mult, ca să putem să ajutăm mai mulți copii. Al treilea proiect pe care mi l-am propus se numește Comunitatea ABA Oltenia și aș vrea să creez o bază de date cu absolut toți specialiștii care lucrează și activează în acest domeniu, începând de la medic psihiatri cu acordul dumnealor, specialiști în terapie ABA, specialiști, colegi psihologi, kinetoterapeuți, logopezi, să avem o evidență foarte clară că atunci când un părinte vine la noi și îmi spune lucrez la Dăbuleni, să-i pot spune că pe raza în apropiere de orașul, de satul Dăbuleni, la 5-7 km, deja este o persoană care a făcut o pregătire și să știe exact cui să se adreseze. Îmi doresc să avem în astfel de, în cadrul acestui proiect, întâlniri frecvente cu specialiștii, schimb de experiență, să ne povestească dificultățile pe care le întâmpină în... Vreau să vă întreb, pentru că mai avem circa 3 minute la dispoziție și poate cei de acasă concret vor să vă vină în ajutor. Cum vă pot contacta? Ce este de făcut? Poate dintre acești specialiști care vor să vă sprijine, să le spuneți, vă rog. Ne pot contacta pe pagina de Facebook. Există numărul de telefon și al colegii mei. Este absolut totul, acolo, da. Lucrăm și la pagina de site. S-a întâmplat ceva, trebuie să luăm de la capăt, dar în curând va fi gata și pagina website. Deci pe Facebook, exact, Asociația Visuri și Speranțe. Și acolo public și pe privat, cum doresc dumneavoastră să ne poate. Absolut, se pot stabili detaliile ulterioare. Și sunt numere de telefon la care putem fi contactați. Ce-mi doresc eu ca acest eveniment, pe lângă a sărbătorii al treilea nostru an de viață, să fie și un pas în față pentru a ne anunța intențiile și pentru a ruga oltenii, oamenii din Oltenia, să vină în ajutorul nostru, pentru că de unii singuri un asemenea proiect nu se poate. Exact. Revenim și spunem data, joi, este vorba de joi 2 septembrie, la ora 18. La ora 18 și 30 are loc evenimentul. Culorile toamne, intitulat atât de frumos. Da. Ce vreau să vă spun este că ar trebui să ne îngrijoreze. Asta îmi doresc să spun la final și tot spun lucrul acesta, ar trebui să ne îngrijoreze. Pentru că această situație, pentru că acum 40 de ani erau un copil din 10.000.
Și acum să facem comparația? 1 din 53. Ce se va întâmpla peste 10 ani? 1 la 1. Adică va lucra o persoană și va avea un asistat, 1 la mână și 2 la mână. Cum va fi o loterie? Al cui va fi copilul? Și de ce să nu facem lucrurile să funcționeze, foarte, foarte bine? Pentru că atunci când un copil intră în terapie la un anișor, are șanse de recuperare. Cât? Fantastic de mai bine, totul ți se înjură. Da. Și în jurul gravității diagnosticului. Exact, dar clar, șansele sunt altele absolut. Când încep copil, la un anișor și alta e absolut. La pentru un copil foarte puțin afectat. Da. Recuperarea, dacă începe la un an, este de aproape 100%, 100%. Iar dacă începe la 5, 6, 7 ani, există, dar deja anumite comportamente care se instalează sunt foarte greu de corectat. Deci cel mai important este de foarte, foarte mici. Foarte mici. Dar pentru asta trebuie să avem specialiști care să știe să identifice corect aceste simptome. Aici, iară. Și informarea părinților, pentru că ei au niște instincte foarte bine dezvoltate și niciodată să nu și le ignore. Și primele semne, micile semne, suspiciuni... Ceva mici semne de întrebare, imediat să... Da. Să întrebe specialiștii. Eu nu pot decât încă o dată să vă felicit pentru această forță de care dați dovadă. Pentru mine a fost o onoare să vă cunosc astăzi. Poate și pentru doamnele care ne urmăresc, reprezentați până la urmă un model. Să fiți cu toții acolo sănătoși și să aveți putere de a rezolva pe toți acei micuți. Doamne, și să vi se îndeplinească toate aceste obiective și aceste proiecte pe care le aveți acolo. Doamne, ajută la toată lumea. Noi vă mulțumim din suflet pentru oportunitatea de a ne face cunoscută această intenție și aceasta a devenit pentru noi aproape o nevoie personală, nevoie, să putem să facem lucrurile astea, pentru că este absolut dureros ce se întâmplă. Din păcate, da. Da. Mulțumesc frumos pentru că ați venit la emisiune. Să ne revedem cu bine și cu alte lucruri frumoase pe care să le împărtășim celor de acasă. Să vă oferim și momente plăcute și drăguțe, ca să vedem ce pot face acești copii. Exact. Pictează. Am copii care pictează superb, am copii care joacă tenis la nivel avansat. Aceste acte de creativitate pe care le fac sunt copii care merită ca orice copil aceeași șansă, bineînțeles. Mulțumesc frumos. Ne îndreptăm acum, dragi prieteni, către o filmare pe care am realizat-o în urmă cu ceva timp la Salon Rare, alături de Adriana Badea, prietena TVR Craiova, la fel un om minunat care ne sprijină de circa 3 ani în proiectele noastre, va și veni în platou pentru a ne oferi mai multe detalii despre tendințele acestei toamne în ceea ce privește nuanțele părului, coafiurile, tunsorii care sunt în această perioadă cerute, așadar să o urmărim și apoi vom și discuta alături de ea chiar în platoul nostru. Astăzi revin la Adriana Badea și Andreea Brădiș în salonul nostru, care ne devine și el familiar, iar alături de noi se află o tânără cu un ten proaspăt, un păr 100% natural și ne va da, Adriana, mai multe detalii. Ce schimbare de look vrei să-i faci în aceste minute care urmează? Bine ați revenit și aici o avem pe Erica, care are un păr foarte fin pe lungime dreaptă. Este un păr lung, să spunem. Este un păr lung, da? Structură subțire și este natural, da? Nu este vopsit absolut deloc. O să lucrez exact cum se poartă acum, al tendințe de wave-uri foarte naturale, încât să fim rapizi și în același timp să fie foarte natural și să nu maturizăm, că asta ne interesează cel mai mult, să păstrăm tinerețea. Lucrăm cu placa? Lucrăm cu placa, automat, și atunci Andreea îi vine și îi face un machiaj tot proaspăt și tot tineret, bineînțeles. Te rog să ne dai mai multe detalii, așa cum spuneam, Andreea este cea care va înfrumuseța chipul Ericăi astăzi. Este tânără, tenul arată impecabil, putem să spunem, nu știu, greșesc? Pot să mă corectez, da. Poate greșesc. După cum a spus Adriana mai devreme, astăzi o să încercăm să-i facem un machiaj cât mai fresh și mai natural. Eu m-am gândit pentru ea, pentru care tenul aproape impecabil, fără niciun pic de rid, de coș, de imperfecțiune. O să folosim niște nuanțe iluminatoare, foarte multe tonuri care o să pară practic un machiaj umed.
Este o tendință nouă care se folosește cu un tip de fard care este padi, adică este un anumit, este o formulă dintr-o combinație de lichid și solid și automat ea la nivelul ploapei o să pară umed. Wow! Ne face extrem de curioase și Andreea. Sigur și astăzi vom atrage telespectatoarele noastre să urmărească intervenția noastră de aici din salonul nostru. Vă țin pumnii, ne vom revedea ceva mai târziu. Erica începe așa, parcă încetul cu încetul, să se transforme. Adriana, te rog să-mi spui ce i-ai făcut în acest păr atât de frumos, pe care vrem să-l păstrăm natural, am zis, da? Doar m-am jucat cu un pic de placă, nu am făcut nimic, este o tehnică lucrată din placă, șuviță cu șuviță, încât să pară cât mai natural. Aș vrea să te întreb, ai aplicat anumite produse pentru ca să și protejăm părul? Da, se aplică produse pentru protecția firului de păr și apoi se lucrează, dar se usucă, bineînțeles, părul cu fionul. Nu trebuie să fie atunci când folosești placa, nu trebuie să pui pe păr ud. Da, părul trebuie să fie foarte, foarte bine uscat și este folosit fixativ după ce am lucrat cu placa, datorită faptului că ea are un păr foarte subțire. Da. Este un fixativ cu fixare foarte ușoară, adică va putea să bage cu încredere mâna în el. Are foarte suav, dar nu se simte, are mișcare în păr, asta înseamnă un fixativ cu fixare ușoară, ca să rămână cu mișcare, în schimb îmi păstrează forma pe care am vrut să-i o dau. Pentru foarte că bine. Este subțire, e lucrat pe șuvițe foarte micuțe, nu seamănă o șuviță exact, cu cealaltă. Exact. Pare extrem de natural. Exact. Ea are un păr foarte drept, are o tăietură dreaptă, firul de păr este tot la egalitate și atunci ar părea foarte lins, foarte lipit de cap. Și atunci să putem face mișcare, se face această tehnică din placă. Tehnica aceasta din placă, iată, ne-a prezentat-o astăzi Adriana în ceea ce privește coafiura, iar tenul Ericăi se transformă grație mâinilor magice ale Andreei. Așa cum am spus, rămâne naturală, cu un make-up tineres. Da, dar am făcut niște mici modificări față de ce am vorbit noi inițial. Te rog să ne spui. Pentru că atunci când am ajuns la punctul de lucru în sine, am observat că ochii Ericăi au o ploapă care este destul de acoperită și sunt bărgați destul de mult în arcada ochilor. Și ai vrut să-i mărești pe, da? Automat trebuie controlată foarte bine partea din fața ochiului, pentru că altfel culoarea nu se mai poate observa la fel de bine. O să te rog să închizi un pic ochii. Perfect. Am folosit nuanțe de negru pentru a contura linia de tuș naturală ochiului, pentru că fiecare dintre noi are o linie naturală de tuș. Văd că nici nu ai mers prea mult cu ea. Pentru că ea are un ochi destul de micuț, cu o ploapă destul de închisă și băgată în circumferința ochiului în sine. Și automat trebuie evidențiat prin niște nuanțe naturale, dar de asemenea de efect, ca să contureze ochiul. Și avem tonurile acestea atât de plăcute, de roze, cărămiziu, bejul, nu? Sunt nuanțe de iluminator care se folosesc acum, se mai folosește vechiul alb sau auriu, acela gălbui. Da. Sunt nuanțe pământii și mai ales este bejul de șampanie care se folosește. Bejul de șampanie. Învăț și eu de fiecare dată când mă reîntâlnesc cu voi. Spor la treabă în continuare. Ne vom vedea peste câteva minute pentru a o admira așa pe Erica și schimbată clar într-o altă ținută. Vă țin pumnii, sigur o să fie așa o apariție, wow, așa cum ne-ați obișnuit.
Dragii noștri, Erica aici lângă mine, o adevărată apariție, aproape să nu mai recunosc. Adriana, te-ai jucat, ai avut păr și cred că ești mulțumită de valorile acestea pe care le-ai creat. Da, mie îmi place, lui Erica îi place, în primul rând, este o schimbare pentru că tot timpul ea are părul lipit de cap și acum are mișcare în păr. Ca să fie mai elegant, doar i-am prins două bentițe, două șuvițe stânga-dreapta, foarte bine lipite și părul să fie liber, i-am dat fixativ foarte mult pentru că este foarte moale firul de păr. Are un pic de volum, strălucire, am venit cu acel fixativ care clar completează frumusețea părului ei natural. Felicitări pentru această transformare. Mulțumesc. Rapidă și de efect, exact cum și-o dorea și ea. Machiajul parcă necucerește, să zicem, scoate și mai bine în evidență trăsăturile ei frumoase, tinerești și tenul, repetăm, perfect. Da, după cum puteți observa, am folosit pentru Erica o nuanță de portocaliu pentru buze, ca da, să completăm perfect nuanțele pământii de la ochi. Am continuat de asemenea, cum am spus anterior, cu aceste nuanțe iluminatoare care sunt oarecum umede. Te rog să închizi puțin ochii pentru a observa. Da. Vedeți, este un tip de sclipici, dar nu este sclipiciul acela clasic de particule mari, este o tentă puțin umedă. Atunci când ea va ieși afară la lumina naturală, se vor vedea foarte bine reflexiile astea ca de apă. Foarte, de asemenea, am folosit un lator rușii în obrajii ei, după cum se poate observa, este aceeași nuanță care am folosit-o la ochi, este aceeași pe care am pus-o și pe față, care se completează foarte bine aceste trucuri. Trebuie să ținem cont de toate aceste tonuri, adică nu puteam avea buzele, să zic, spre roz, exact, și pleoapa pământie. Și mai ales încă un lucru foarte bine de știut acum, da, este că nuanța de bronzer pe care o aplicăm pe față poate să vină foarte bine în ajutorul nostru pentru a contura ochii cu ea. Iată. Fără să mai folosim un alt fard în plus. Un secret pe care mi-l divulgă astăzi Andreea. Sigur, Erica este mulțumită de noua sa apariție, de noua sa înfățișare. Mulțumesc mult de tot pentru că și astăzi am colaborat în cadrul emisiunii noastre. Să ne revedem sănătoase și cu alte idei legate de frumusețe și la ediția următoare. Așa cum v-am promis, dragi prieteni, a revenit în platoul nostru Adriana Badea, stilistul de serviciu, să zicem, al studioului TVR Craiova, cu noutăți, credem noi, așa demne de luat în calcul în ceea ce privește tendințele coafiurilor, tunsorilor și, de ce nu, ale nuanțelor pentru podoaba capilară a fiecăruia dintre noi. În toamna lui 2021 ne ducem poate chiar și spre începutul lui 2022. Adriana, mă bucur să ne revedem. Bine ai revenit la TVR Craiova. Bine v-am regăsit, toate sunt noi și toate sunt vechi, da? Deci că nicio noutate, tu fresh în acest roșu așa radiezi de... Să mai fie vară. Da, de optimism, de, nu știu, mare încredere, o coafură extrem de simplă, chiar îmi spuneai, vezi ce coafată sunt? Păi zic, ce ai făcut? Ai dat așa puțin părul pe spate, cred că ușor tapaj. Rujul care face multe și, bineînțeles, culoarea rochei. Și-am schimbat fizionomia. Toate de cum ne-am văzut noi de dimineață. Te spun telespectatorilor, în Adidas și pantalon de training, era și răcoare, dar pentru emisiune vin altele, nu? Da, nu putem să apărăm exact cum suntem în salon. La un moment dat am fost prinsă spre după amiază și zic, cum ar fi să mă duc așa la emisiune? Că era fantastic. Da, era chiar o apariție așa de neuitat. Da, pe la modul, știi, nu mai mă recunoaște lumea. Da. Sunt persoane care mă știu doar în salon și atunci când se întâlnesc cu mine pe stradă, tu erai. Da. Mi s-a întâmplat să mă duc la un botez, de exemplu, și să spun că ne întâlnim la botez, să le aranjez și după aceea își dădeau coate. Îmi pare cunoscută tipa, nu știu cine este. Nu știu de unde să iau, pentru că eram machiată, eram coafată, eram în rochie și automat se schimbă. Bine, fiind și nuntă, botez, petrecere, automat eram mult mai machiată și atunci ți se schimbă fizionomia. Exact. Același lucru se întâmplă și cu părul. Da.
în funcție de nuanța pe care o avem la păr, și voi mă știți, și telespectatorii mă știu și brunetă, mă știu și colorată cu pasteluri, da. Acum sunt blondă și automat sunt diferențe, adică efectiv tenul ți se schimbă în funcție de nuanța de păr pe care o ai. Ce vreau să punctez și ce este foarte important, multe cliente spun în felul următor, nu vorbesc de clientele mele, vorbesc cliente în general, da. Au tendința să zic că sunt brunetă, sunt măslinie, mie nu-mi stă bine blondă. Vin cu, cu această scuză, să zic, nu? Nu, ce se întâmplă? De obicei, dacă tu ai fost brunetă sau șatenul, neapărat brunet negru, negru, da? Și vorbim de culoarea noastră naturală, care este vreun 4-5, șatenul ăla care dă un pic în castan, în roșiatic. Și l-ai avut vopsit și te decolorezi, automat el se duce în nuanță de morcov. Adică e o culoare murdară. Da, nu e naturală, nu e firească. Nu este firească. Și clar ne dă, cred că, o stare de disconfort. Dar nu stă bine nimănui. Nimănui, da. Sunt persoane care mie îmi zic că îți stă bine cu toate culorile. Îmi stă bine cu culorile care mi le fac pentru mine. Exact. Da? Adică dacă mi-am făcut șaten, mi-am făcut un șaten care să mi se potrivească tenului meu, pentru că sunt nuanțe reci și nuanțe calde, chiar dacă vorbim de șaten, chiar dacă vorbim de roșu, chiar dacă vorbim de arămiu, chiar dacă vorbim de blond. Da? Deci fiecare nuanță are de fapt două nuanțe, și pe ton de rece și pe, ton de cald. Da? Și acum dacă ne raportăm la această toamnă când totul e mult mai gri, zilele mai ploioase, mai friguros, clar. Uite, și vezi? Tonurile părului să se mai închidă, pentru că am și discutat astăzi cu câteva dintre colegele de aici și spunea, uite, acum fiind vară, am mers la mare, sunt mai bronzată, culoarea mea e mai deschisă de blond, a părului, da? Și de obicei, acum că vine toamna și e mai frig, îmi fac niște șuvițe mai închise, chiar... Acum, chiar asta ne gândeam, da, să ne influențeze până la urmă și anotimpul sau nu? Ne influențează anotimpul pe absolut toți. Dar uite, vezi, tu văzut și toamna gri. Eu nu o văd, eu o văd aurie. Da, da, da. Acum da, deci depinde de cum, așa a zis persoana, pentru că vorbeam despre toamnă și ne raportam că, că e mai frig, că plouă, și eu am zis, dar culorile acelea superbe dintr-o zi cu soare, de la arămiu la... Și, exact, din punctul meu de vedere este cea mai frumoasă perioadă, adică unde ai cele mai multe nuanțe. Și nuanțe de rece și nuanțe de cald, amestecate. Eu nu văd niciodată toamna la modul gri, negru, da, adică pământie. Da, da, da. Pentru simplu fapt că privesc nuanțele. Da. Dar asta înseamnă de ce suntem fiecare educați. Pentru că o persoană care lucrează în zonele de creație, automat este învățat cu nuanțe. Exact. Vede altfel totul, până la urmă totul și natura o percepe altfel. Exact. Da. Persoanele care sunt, de exemplu, cum ar fi IT, cu cifre... Păi persoana despre care vorbesc exact în această zonă este. Păi da, pentru că cifre, și exact asta zice, păi acum e totul green, nu știu ce, eu văzusem soarele, în fine, deci aveam frunzele, altă viziune. Fructele. Deci absolut diferite. Da, da, păi asta este, e vorba de cu ce suntem noi învățați în fiecare zi să vedem. Și automat tendința noastră este să folosim acele lucruri, să ne îndreptăm către ele. Dacă ajungi într-un salon și specialistul stă de vorbă cu tine și atât cât are timp, pentru că până la capăt una e să vii să-ți faci consultație și să vii și să stai de vorbă și să-ți faci tipologia psihologică a firului și structurii și fizionomiei, pentru că ăștia sunt tendințele. Da? Pentru că nu, cum spuneam, sunt toate vechi, adică nuanțele sunt deja, numai că... Nu se ar inventa pentru această toamnă, nu știu ce blond sau nu știu ce... Exact, da? Nu. Și atunci ce trebuie să învățăm? Ce ne ajută? Că acum totul a devenit foarte personalizat. Dacă ți-aduci aminte, acum 20 și ceva de ani, când eu am început meseria, se spunea, este la modă roșu. Toată lumea, 2000 sau 97 este roșu, 98 este arămiu. Pentru că ele tot timpul trebuie să fie în descreștere sau în creștere. Nu poți să spui, este roșu,
și negru. Sau roșu și blond. Pentru că nu ai cum, ca să te faci blond, dar te duci în arămiu și apoi te poți duce în blond. Da, sunt niște trepte. Sunt trepte pentru că nu-ți iese. Și ai nevoie ca stilist să construiești pe ce a fost dinainte. Niciun caz, nu ai cum dacă ai avut 100 de chile să ajungi la 60. Nu contează în cât timp treci, dar tot prin treptat. Trebuie clar să ai și 80, să ai și 70, după exact, aia ajungi la 60. Deci toate sunt în trecere. Da, societatea ne-a învățat că vrem peste noapte să transformăm. Dacă se poate chiar e. Da, dacă se poate chiar e. Și atunci asta vreau să înțeleagă foarte mult clienții, pentru că fiecare stilist, oricât de slab ar fi, poate să fie pe placul cuiva. Deci nu există stilist bun și stilist mai prost. Mai puțin bun, da. Nu, există stilist care mi se potrivește tipologiei mele de comportament, atitudine, stil de a purta firul de păr, cât vreau să investesc, pentru că și aici vorbim de investiții și dacă la mașini, de exemplu, putem să cumpărăm de la 1000 de euro până la nu știu câte miliarde, același lucru se întâmplă și cu părul. Adică sunt investiții destul de mari și sunt femei care cheltuie foarte, foarte mulți bani. Adică poate că mie nu-mi intră mie ca stilist și cu salon în, într-o lună, ca în casare, cât cheltuie cineva pentru păr în lumea asta, adică pe lună. Adică există diversificare, este foarte mare și financiară și în produse. Sunt pentru toate tipurile. Și mă întorc până la capăt tot la tine ca persoană. Eu ce? Despre mine, eu ce vreau eu, eu ce doresc, ce nuanțe îmi plac mie, da? Și atunci când ajung la stilist spun, mie îmi plac culorile astea, astea, astea și astea. Și atunci cu stilistul împreună putem să hotărâm ce putem face de moment și când putem să ajungem la ce îmi doresc cu adevărat. Pentru că trebuie poate fiecare dintre noi să înțelegem că dacă vrem să rămânem până la urmă cu păr, deci nu să pice apoi jumătate, e nevoie de niște pași, nevoie de durată. Păi nimic nu se întâmplă peste noapte. Eu știu că societatea, tocmai de aceea a apărut aceste extensii. Pentru că este foarte simplu. Acum sunt brunete și am părul până la mijloc, care el până la jumatea spatelui ne crește în vreo 4 ani de zile. Și într-o jumătate de ani eu vreau să fiu blondă și cu părul la fel de lung. Da, ajungi cu el cât al meu, într-o jumătate de ani îți pui extensii și într-adevăr ești. Îl ai așa cum dar acele extensii te costă 2000, 3000, 1000 în funcție de unde te duci, cine te face, ce produse, ce păr îți cumperi. Da? Adică ele sunt toate pe categorii în funcție de cât vrei, cum îl speli, cum îl întreții și tot așa. Toate se adaugă acolo. Se adaugă și sunt pas după pas. Cum se spune? Step by step. Exact. Pas după pas. Nu merge nimic peste noapte, efectiv. Logică, dacă ai timp și bani la dispoziție, lucrurile se întâmplă mult mai repede decât o persoană care este limitată și ca timp și financiar. Adică trebuie să știm foarte clar ce vrem și să ne facem socoteala de fiecare dată cât vrem să cheltuim pe an. Da, nu acum, nu, că acum. Am acum nu știu ce botez sau nu știu ce nuntă sau... Ok, dacă ai acest eveniment și vrei neapărat, atunci e ok. Dar să ții cont că orice ți-ai face nu poate să țină mai mult de o lună. Iată. Deci asta este ideea. Deci clar. Poți să te duci la cei mai mari profesioniști, la oricine te-ai duce, să dai oricât ai da... Peste o lună de zile tot trebuie să-ți faci rădăcina. Clar, rădăcina crește, nu există nicio pastilă miraculoasă nu care să o țină în loc. Exact, deci asta trebuie să ține în cont. Cât vreau să cheltui pe an, ce nuanțe mi se potrivesc. Deci nu poți să vii și să spui, domne, pentru toamna lui 2021 se poartă arămiu. Și acum, wow, toată lumea să meargă nu numai pe această variantă. Nu generalizăm. Nici în acest domeniu. Niciun caz. Pentru simplu fapt că totul a început să devină personalizat. Da, dacă acum 20 de ani nu erau, te duceai și îți cumpărai de la orice firmă de croitorie costum și după aceea te duceai la croitor și începea să-ți ia din el, să-ți îl scurteze, să-ți îl îngusteze, să facă ce e. Acum te duci și ți-l faci direct. Adică omul obișnuit, eu nu vorbesc despre
da. Marile personalități care au început de atunci. Acum și un om obișnuit, efectiv, se duce la o firmă specializată, nu că se duce la croitor, că croitorul teoretic era scump. Acum orice casă de modă lucrează personalizat, da? Și pentru femei și pentru bărbați. Totul s-a schimbat și atunci e foarte important să fim la modă. Ce vreau să punctez, dacă ți-a stat bine la 20 de ani roșcată, dăm un exemplu, care tu ai fost roșcată, da. Asta nu înseamnă că te mai prinde la 40 de ani sau blonde. Este o mare modă și o mare nebunie cu acest blond gri. Da, cred că ți se cere foarte des. Ideea, și da, este total eronată, da, viziunea, vreau, ca să spunem. Vreau să spun următorul lucru. Blondul gri se potrivește decât la fetele de 20 de ani în general. Adică ca medie, adică să spunem din 10 fete de 20 de ani, cam ca le stă bine, să zicem 5-6. Deci le stă acel blond rece, gri, bine. Bine, și aici avem nuanțe de bej gri și de gri. Deci sunt, și aici avem contează nuanța ochilor, da? Deci avem un gri, un bej rece, care foarte multă lume zice gri, dar ăla nu e gri, ăla este bej, un reflex de gri. Sunt două lucruri diferite. Vorbim nuanță și reflex. Gri sunt la 20 de ani, cred că un 4-5%, deci 4-5 din 10, deci 40-50%, că-s tinere, pielea este întinsă, pisa, n-au cearcăne, n-au pete și tot așa. Toate ce. La 40 de ani, din punctul meu de vedere, eu n-am văzut niciuna. Punem așa, la așa nu. Eu cam așa funcționez, cu așa, așa nu. Pentru că dacă punem și nuanță și reflex de gri, pe blonduri vorbim, nuanțe deschise, da, o să o faci de 60 de ani. Da, bă, nu-i face de 60, dar de 50 o faci 50, garantat. Da, adică deci, nimeni nu-și dorește să vină la un salon și să plece de acolo să pară mai în vârstă cu 10 ani, clar. Da, adică niciun caz nu faci nici măcar de vârsta de 40 de ani pe care o are. Dar dacă îi pui bej rece, îi vei lua, o vei face de 30 de ani. Noi vorbim acum de persoane care se potrivește, dar e foarte important să înțelegi că nu ai cum, ca și cu hainele, nu poți să pui o fustă scurtă, să zicem, la o persoană care are picioarele groase și butocănase de sus până jos. Îi stă foarte bine cu un pantalon drept, îi scoți în evidență un picior lung și frumos și este și foarte sexy. Îi stă bine cu fustă scurtă unei fete tinere care are piciorul fără vase de sânge, fără piele căzută, carnea tare și așa mai departe. Adică trebuie să înțelegem că fiecare lucru și la păr este tot în funcție de vârstă, servici, atitudine, comportament, stil de îmbrăcare. Sunt toate așa. Ele sunt legate. Nu ai cum să faci, hai că fac și eu, că vreau și eu, că vă zi la X. Sau vezi într-o revistă, că clar ți se întâmplă și asta. Vine cu revista și zice, aș vrea să fiu și eu, așa. Da, dar acolo vorbim de lumini. Iar vorbim, pozele și se știe, deci nu e nicio noutate, toate sunt photoshopate și sunt și nuanțele schimbate, și la ten sunt schimbate, adică n-are nicio treabă poza. Realitatea până la urmă cu... Și pe Facebook acum toată lumea a observat și se vede foarte clar. Ajungi, te întâlnești pe stradă cu persoana și te gândești, e cutare sau nu? Adică e vag, așa aduce cu cea pe care tu o vezi online. Care o cunoșteai, zici, wow, online. Ce este? Da, X a făcut, mamă, cât de bine arată în ultimul timp. Când te întâlnești, un pic care ești copoașă. Nu se poate, deci cu totul altceva. Da, important este să fii tu și totul este să fii tu împăcat cu tine. Într-adevăr, noi ne percepem diferit decât ne percep ceilalți din jurul nostru. Și atunci, dacă noi știm exact ce vrem, eu mai am un comportament. Când vine un client nouă, întâi o scanez, adică la modul, sunt foarte atentă ca fizionomie, nuanțe, ce are la păr, lungime și toate astea. Rapid, în mintea mea, îi fac un diagnostic cum i-ar sta să fac din ceea ce are. Deci pornim clar de la realitatea pe care o ai acolo, că nu poți să inventezi. Exact. Adică, dar vreau să am eu ideea mea personală în prima fază. De ce? După aia o asculți. Exact. Nu-i spun, decât îmi formez eu această imagine.
spun și imediat, pentru că sunt persoane care sunt foarte, foarte sigure pe ceea ce vor. Nu neapărat, sunt convingătoare. De ai impresia, la un moment dat, că, că au fost făcute așa. Dar ele este, de fapt, o dorință. Și atunci, dacă tu, îți dau un exemplu, vrea să arate ca tine, da, și ea este blondă, bun, pot să fac ca tine, că pot să fac permanent. Dar dacă părul a fost decolorat, se va rupe. Eu nu pot să fac permanent pe un păr decolorat. Clar. Da? Cum, de exemplu, tu, dacă ai venit acum și ai vrea întindere permanentă, nu poți să fac, pentru că noi avem pe o zonă de 30 de centimetri, pentru că părul tău pare scurt, dar el are altă... Deci mai mult de jumate el este decolorat, da? Și atunci eu n-aș putea să-ți fac întindere permanentă. La tine acum nu se vede că ești decolorată. Dacă vine o clientă cum ești tu, acum... cam greu îți dai seama că a fost decolorată sau nu, pentru că tu ai un gloss, ai hidratat firul de păr, este proaspăt vopsit și atunci are intensitate, cu toate că rădăcina ta este crescută, dar nu se vede. Dar nu se vede. Sunt multe trucuri, Adriana, eu aș mai sta cu tine de vorbă până mâine și sigur acolo cel puțin telespectatoarele te-ar urmări cu tot dragul. Dacă nu au fost acum în direct, oricum au șansa să revadă emisiunea noastră, pentru că rămâne online la îndemâna tuturor. Eu îți mulțumesc din suflet pentru faptul că ai acceptat invitația de a fi și astăzi alături de noi și pentru această frumoasă colaborare de circa 3 ani și ceva. Spor în tot ceea ce faci. Mulțumesc. Să ne revedem cu drag cât mai curând cu multe, multe alte noutăți, poate și pentru domnii care ne urmăresc, de ce nu? Nu uităm nici pe ei. Mulțumesc încă o dată și eu întregii echipe. Dragi prieteni, mâine la ora 16 ne revedem în direct pe TVR3. Vorbim despre cea de-a 26-a ediție a Festivalului Maria Tănase. Va avea loc săptămâna viitoare chiar cu organizatorul acestui festival, Amelia Etegan, și multe, multe alte surprize. Rămâneți însă până atunci alături de TVR Craiova. O seară frumoasă tuturor, să ne revedem cu bine. La revedere!